Partidul Național Liberal continuă șirul deciziilor stupide. În timp ce în hipermarketuri se îngrămădesc sute de oameni, aceștia au decis să închidă târgurile în aer liber. Comercianții prezenți duminică la Târgul Veteran din municipiul Drobeta-Turnu-Severin nu au fost lăsați să intre în locul în care de obicei își vindeau rodul muncilor. Draga mea, pe ei nu interesează că tu mâine nu ai ce să pui la copiii de pe masă, pentru că ei stau pe scaunel, dau din pix și lunar le intră 100 de milioane în buzunar. Da, dar lor, pe ei nu-i mai interesează că noi mâine nu avem ce să punem la copiii noștri pe masă, da? Știi ce nu mi se pare adecvat? Comportamentul lor față de populația asta. Da? Sunt niște hoți și cer voturi să mergem la votare. Da, înțelegem. Nici cineva la dumneavoastră astăzi din partea absolut nimeni. Suntem aici de la ora 6. Disperarea comercianților din Târgul Veteran din municipiul Drobeta-Turnu-Severin a atins cote maxime. În urma unei decizii aberante luate de guvernarea PNL, aceștia nu își mai pot vinde produsele pentru care au muncit un an întreg. Chitanță, să avem toți chitanță de aici, de pe... Pe terenul ăsta. Am plătit toți chitanțele pe toată luna și toți aici, toate persoanele de aici, avem chitanță și plătit noiembrie. Deci, care nu respectă legea? Care nu respectă legea? În primul rând, dacă se face aici un furt sau se întâmplă multe minuni datorită cărui fapt, dacă eu de aici capăt pâinea, de unde putem din altă parte decât să ne dăm la lume în cap? Vă rugăm frumos să se iau o măsură pentru noi. Deci, chitanțele la toată lumea sunt plătite. Noi nu cerem banii ăștia înapoi. Că dacă ne-ar cerea banii ăștia înapoi, de la dânsul de unde le luăm? Deci trebuie neapărat să ne facă și nouă o dreptate, vă rugăm frumos. Ce așa de la târdici așa, 3, 4, 3, 5 lei, mai acopeream și eu, dar așa de unde? Cu 3.700.000. Regie să plătim, lumină să plătim, tratament să luăm, mâncare să luăm, de unde? Cu 3.700.000, de unde? Da, și noi este piața asta aici și acasă luăm. Soțul meu l-am operat la cap. Cu ce să iau tratament? Am 3.700.000. Soțul are, nu eu. Eu sunt bolnavă de diabet. Iau tratament. Cu ce să luăm, doamnă? Că nu avem bani. Ne-am bucurat de târgul ăsta și noi ca să facem un ban aici. De ce nu lumină ăstea, cu ce plătim? Cum e marketul deschide sute de oameni zilnic, mii de oameni. Și fie pune sute de oameni mâna pe produs și poate îl cumpăr eu sau ăla sau ăla sau ăla. Cei din conducerea prefecturii nu au considerat de cuvință să vină și să discute cu cetățenii revoltați pe bună dreptate. Singurul prezent la fața locului pentru a asculta strigătul de durere al comercianților prezenți în Târgul Veterani a fost candidatul PSD pentru Camera Deputaților, Cornel Folescu. Este o mostră în plus de nepăsare față de cetățenii din Turnu-Severin, de oamenii care își câștigă pâinea zilnică din comerțul în acest târg. Înțeleg și respect indignarea oamenilor, este absolut firească. Este de neconceput faptul că nicio autoritate a statului, mă refer aici la instituția prefectului, la DSP-ul, cei care au dat ordinul de închidere a târgului, nu sunt aici să le explice oamenilor de ce s-a dat acest ordin. Le înțeleg supărarea, pentru că nu este normal ca la niciun kilometru de locație în care ne aflăm să funcționeze un târg similar fără niciun fel de problemă. Chiar, sincer vă spun că nici eu nu înțeleg ce se întâmplă. Dovadă că și ieri am purtat discuții cu oamenii, cu cei prezenți aici și le-am explicat că ce s-a putut face din partea primăriei Turnu-Severin și din partea autorităților locale s-a făcut, în sensul că și ieri ar fi trebuit închis târgul. Ne-am depășit cumva atribuțiunile și am lăsat târgul deschis, dar se pare că astăzi n-am mai avut cum, pentru că am primit o hârtie pe care, dacă vreți, administrația târgului vă și poate pune la dispoziție, prin care ne suntem somați să închidem târgul. Repet, este o situație de neînțeles, mai ales că în toate locațiile în care se desfășoară genul ăsta de activități, nu este nicio problemă, în sensul că sunt deschise, oamenii au și poze și filmări, iar în turnul Severin nu se poate. Explicația nu poate da decât ori domnul prefect, ori un reprezentant al DSP-ului, cei care, repet, au dat ordinul în sensul acesta. În aceste momente grele pentru România și întreaga omenire, partidul de guvernământ ar trebui să susțină producătorii români.
Însă lucrurile stau diametral opus. Guvernul Orban acceptă sute de oameni în marile magazine, în timp ce închide târgurile și piețele în aer liber. Aceste măsuri sunt aberante și au efecte doar în mintea liberalilor, care din păcate își bat joc de România și de români.